stimați telespectatori, țin să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aproape de emisiunile noastre. Ați fost aproape de prima ediție a emisiunii Concurs 50+. Vă invit să urmăriți în această emisiune cea de-a doua parte. Bineînțeles că veți afla care sunt câștigătorii și care sunt melodiile populare câștigătoare. Doamna Doina Istrate este protagonista momentului următor. Doamna Doina, o să vă poftesc la microfon și să ne vorbiți câteva lucruri despre dumneavoastră. O mușteleancă, născută într-un oraș frumos și răcoros, Câmpul Lung, dar care locuiește de 40 de ani în Pitești, vă spune dumneavoastră bună ziua, dumneavoastră jurului bună ziua și dumneavoastră domnișoara Ioana și colegilor și vreau să vă felicit că v-ați gândit că muzica nu are vârstă. Muzica unește oamenii și iată dumneavoastră astăzi ne-ați strâns pe noi cu o vârstă puțin mai înaintată, să zicem, dovedind că muzica ne încântă sufletele și că putem să oferim și noi ceva celor ce ne ascultă. Despre mine pot să vă spun că dragostea pentru muzică o port în suflet, cred că de când m-am născut, cred că... De-a lungul anilor, fiind cadru didactic, mi-am transpus dragostea copiilor de la cămin, pregătind grupuri vocale și grupuri de dansatori și când am ieșit la pensie, m-am gândit și la sufletul meu. Adică am vrut să cânt, pentru că îmi place ca ceea ce este în sufletul meu să fie transmis și cu siguranță în cântecele pe care unele dintre ele chiar le-am compus, se vor găsi foarte mulți telespectatori, foarte mulți din cei ce ascult. Remar la dumneavoastră un costum extraordinar. Da, costumul este autentic, de sus și până, adică de la maramă și legătoare până la opincuțe. Este un costum din zona Câmpul Lungului. Aceasta este primită de la o bună prietenă, este din Domnești. Aceasta este tot din acea zonă, dar de la Berevoiești. Iar restul este din Argeș. Deci port un costum argeșan. Astăzi ne veți interpreta? Astăzi voi interpreta balada lui Radu Angel și un cântec izvorât din sufletul, sentimentele și dorurile mele, cântecul Bate vântul frumuzele. Doamna Doina Istrate, vă dorim succes! Mulțumesc frumos! Oaie verde-a bobului, prin pădurea bradului, prin pădurea bradului, trece mama radului, Radu mami, radule măi, din ochii negri lacrimând, și de Radul întrebând, Radu mami, Radule măi. N-ați văzut pe Radul mami, l-am văzut la crâșma stanii, unde-și beau drumeții banii și hai ducii gologanii, Radu mami, Radule măi, unde-și beau drumeții banii și hai ducii gologanii, Radu mami, Radule măi. Radule, stai nu mai bea, uite poteracolea, însă Radul n-asculta, poteral înconjura, Radu mami, Radule măi. Însă Radul n-asculta, poteral înconjura, Radu mami, Radule. Frunzuliță șolalea, șeful poterei striga, dă-te, Radule, legat, ca să scapi nevătămat, Radu mami, Radule măi. Dă-te, Radule, legat, ca să scapi nevătămat,
Radu, mami, Radule măi, Radul mami se încrunta și din gura așa grăia. Nu-s femeie cu năframă să mă dau pe voi o seamă, Radu, mami, Radule. Pușca-n vânt și-o slobozea și de pote răscăpa, Radu, mami, Radule măi. Doamnei Doinea Istrate, din inima muntelui, vine acum în fața dumneavoastră
Tanti Ana Bârdici, așa îmi place mie să-i spun. Tanti Ana, ce ne spuneți despre dumneavoastră, despre cântecul popular, despre costumul popular, tradițiile și obiceiurile pe care dumneavoastră le duceți mai departe cu sfințenie? Sunt găleșancă din comuna Brăduleț, din nordul Argeșului. Mă mândresc cu numele de găleșancă pentru că rădăcinile mele sunt din Ardeal, din Galeșul de Sibiu, dar aici, în Galeșul de Argeș, am port și straiele ardelenești din zona Sibiului atunci când interpretez cântece ciobănești, dar costumul de referință, costumul care o reprezintă pe găleșancă este acesta. Fota pe care sunt puse toate florile din grădină și ea cu roșu, țesută în război cu mărgele, cu vargă, marama care este de o calitate și de o vechime destul de prețioasă și mai vin cu traista care însoțește omul de când se naște și până când pleacă dincolo. Și mai am venit cu acest clopot pentru că voi interpreta un cântec liric cu care tatăl meu mi-a legănat copilăria, un cântec despre moartea ciobanului și un cântec ritmat din repertoriul meu. Un cântec de dragoste. Un cântec de dragoste și de coasă și de vară. Neica al meu din Vișina. Nu neica al meu din Vișina, dragă mi-e noaptea de vară. Dragă mi-e noaptea de vară. Neica din Vișina, nu. Ana Bârdici, dragii mei, succes! Mulțumesc! Du-mă, Doamne, du-mă iară pe cel plai, cu frunză rară, în poiana cea rotată, să mai fiu ce-am fost odată. Du-mă, Doamne, du-mă, cel plai cu frunza rară. Cornute,
ciobănaș de la Miori, cum ți-a fost soarta să mori sus, în vârful munților, sub cetina brazilor? De scăldat cine-te-a scăldat? De scăldat cine-te-a scăldat? Norii, norii când s-au scuturat, de îmbrăcat cine te-a îmbrăcat? De brazii când s-au aplecat, de învelit cine te-a învelit? De cetina când a căzut, de jelit cine te-a jelit? De jelit